Majoritatea comunităților rurale sunt în aceste zile fierbinți de vară în sărbătoare. Ziua Comunei este pentru fiecare comunitate prilej de a aduna pe meleagurile locale pe toți cei risipiți în lumea largă. Sărbătoarea Comunei Pâncești s-a dovedit poate mai mult ca în orice altă localitate un prilej de a aduna la oaltă locuitorii comunității alături de fiii satului care au venit acasă special pentru această sărbătoare. Și Consiliul Local și primarul Comunei, Constantin Holmanu, au știut să facă din această reuniune un prilej de sărbătoare adevărată cu cântec, joc și voie bună. Edilul șef al localității, primarul Constantin Holmanu, a mulțumit celor care l-au reinvestit în funcție. Sunt prima dată după alegerile din iunie în fața noastră și sunt dator să vă mulțumesc pentru încrederea care mi-ați reacordat-o. Mă simt extraordinar de bine că știu că mă iubiți, dar treaba asta se întâmplă că din suflet și eu vă iubesc pe toată lumea. Nu vreau să vă mai rețin că pe mine mă vedeți în fiecare zi. Vreau să începem să declar deschise festivitățile prelungite de ediția a 5-a a Zilei Comunei Pâncești. Să vă spun la mulți ani, să vă doresc din suflet o zi cât mai frumoasă, pentru că o meritați și o merităm împreună cu toții. Și în continuare, cum este frumos la o zi de sărbătoare, pragul casei noastre este trecut și de câteva oficialități. Și o să încep cu domnul deputat Ioan Munteanu, care este păstorul nostru de acum, păstorul zonii. Deputatul PSD Ioan Munteanu, prezent pentru al 5-lea an consecutiv la Ziua Comunei Pâncești, a salutat locuitorii și a trecut în revistă proiectele prin care localitatea și-a schimbat fața. Șosea asfaltată, proiect de apă și canalizare sau construirea unei școli moderne. Mă bucur că puteți veni anul acesta cu mai multe realizări decât în anii precedenți. Vin întotdeauna la Pâncești cu mare plăcere, pentru că alături de un grup de oameni am fost și eu când eram prefect al județului și am reînființat comuna Pâncești. Îmi amintesc cu plăcere de acele momente, îmi amintesc cât de departe era satul. Dacă v-ați întoarce în timp, dar nu mai putem, că uităm lucrurile care trec, cum era Pânceștiul acum 12-13 ani? Fără administrație, fără drumuri. Iată că vorbeam și anul trecut și acum 2 ani despre drumuri. Pânceștii poate să laude cu 4,8 km de asfalt, să vede atât de frumos și atât de sănătos, de calitate făcut. Sunt investiți în derulare, cum e apa și canalul, continuarea investițiilor de la școală, cât mai repede se va da în folosință grădinița comunei, în perspectivă și în intenția domnului primar a Consiliului Local, e ca în cel mai scurt timp comuna Pâncești să aibă un cămin cultural nou și îl va avea. Și decanul de vârstă al edililor, primarul Doinel Grumăzescu de la Buzieni, care are la activ toate mandatele din 1990 până în prezent, a spus că a început să se uite cu invidie la comuna vecină, Pâncești, care și-a luat zborul în ceea ce privește proiectele de dezvoltare. Dacă aș vrea să fac o sinteză a lucrurilor bune făcute după înființarea comunii Pâncești, aș avea numai cuvinte de laudă, dar sincer, primarul dumneavoastră ales și reales în data de 5 iunie, vă spun că ați făcut o alegere bună și vă spune unul care știe ce spune. Comuna Pâncești în ultima perioadă s-a refăcut în totalitate din toate punctele de vedere și prin ajutorul care îl primește din partea domnului deputat Munteanu, a Consiliului Județean Neamț și a muncii pe care o depune primarul dumneavoastră, sigur vă spun că încep să-l invidiez pe primarul dumneavoastră și comuna dumneavoastră. Și ziua de 4 septembrie a însemnat pentru cei 300-400 de locuitori prezenți la spectacolul generos organizat de comunitate prilej de încântare prin faptul că pe scenă au urcat de la mici talente locale la vedete de excepție invitate la sărbătoarea comunei. La măicuța mea la poarte unde bădița mă așteaptă. O revelație a spectacolului a constituit o trupa Los Anonimos din Piatra Neamț, care a susținut un show antrenant extrem de bine primit de public, format deopotrivă din tineri și bătrâni.
Edilul șef nu a uitat să sărbătorească în public și cele 4 cupluri de bătrâni care și-au serbat public nunta de aur, dovedind că, mai ales în mediul rural, oamenii știu să trăiască alături și la bine și la rău. În continuare am deosebită plăcere să invit în scenă 4 cupluri ale comunității noastre, ale comunii din care facem parte, 4 cupluri cu care trebuie să ne mândrim, pentru că în acest an sărbătoresc nunta de aur, 50 de ani de la căsnicie. Este vorba despre familia Mocanu, Constantin și Maria, care acum 50 de ani veneau la primărie și jurau credință. Și iată, după 50 de ani îi așteptăm în fața dumneavoastră. Familia Holman, Ștefan, Angela și Elena. Familia Nanea, Vasile și Gica. Și familia Movileanu, Gheorghe și Niculina. Consiliul local al primăriei Pâncești, împreună cu administrația locală, le-a pregătit un gest simbolic spre a-i sărbători și vă rog să-i aplaudați. O problemă, cine e cu banii, cui îi dau, la unde se dau? Pe scenă au urcat cântăreți care au făcut performanță în muzică, precum romașcanul Gigi Moroșanu, Viorela Stoian de la Piatra Neamț, cap de afiș fiind evident îndrăgita cântăreață de muzică populară Laura Lavric, al cărei recital, preserat cu glume de calitate și întâmplări de viață, a fost răsplătit cu ropote de aplauze de către spectatori. L-am văzut, domnul primar, fericit, așa că este mult tineret, mă gândesc că poate ai venit și pe la nunț, pe aici, așa, și mă gândeam, măi, zic, cum aici oameni, știi că e o problemă, că ați văzut și la televizor, că scade natalitatea, păi scade, dacă oamenii sunt năcăjuți așa, le mai vine, parcă se mai culce noaptea, stau tot preji, înțelegi? Nu se mai... Așa, ei, și acum vin cu... asta zi, măi, Victor, când vin cu recesământul ăsta, ia că am uitat de când nu sunt recesământ, da. Cu recesământul vin o echipă de la București și merg într-un sat așa cu populație numeroasă, așa ca aici la dumneavoastră, mult tineret, și întreabă pe niște gospodari de acolo, de la 6 copii, fiecare casă avea în sus. Și întreabă, n-a zice, da, păi dumneavoastră vă merge bine, zice, aveți bani, străiesc bine, aveți de la 6 copii în sus, bravo. Dă-i, e, vine pe dracu, e unii bani, suntem amărâți, voi, de capul nostru. Și ăsta se uită, da, totuși, nu vă gândiți, faceți copii, să vă gândiți să n-ai pus situație, pentru asta trebuie să munciți mai mult, grijă mai mult. Acum, știi care e adevărul, suntem măcăjuți, nu avem bani, dar știți care e problema, trece un drag de tren pe la 4 dimineața și răcnește de lea dracu, și ne scoală la 4 dimineața și până să mergem la servici la 6 și să facem 2 ore. Ne culcăm înapoi, facem și noi. Să crească natalitate. Spor la treabă. Hai da! Eu ales fătăriu să te frumoasă și nicocătă. Mâine stau la statul de ei. Așa drăguțul la femei. Se și e în rândul meu. La sărbătoarea câmpenească de la Pâncești, cei 500 de participanți au primit din partea comunității și câte o porție de mâncare, sarmale, cozonac și bere. Și probabil că s-a înregistrat și un record, acela că gospodinele din sat să fi învelit peste 5.000 de sarmale. Una peste alta, cea de-a 5-a ediție a Zilei Comunei Pâncești a fost un prilej de sărbătoare și de bucurie colectivă. Și vremea a fost extrem de generoasă, fiind la început de septembrie o zi călduroasă ca de vară.